Bună ziua, doamnă și domnule, suntem la un episod din Seasons România. Suntem în divizia 6-a, matematic, suntem în divizia 5-a, însă mai trebuie să jucăm un match, deoarece ăsta este FIFA, pentru că trebuie să iei titlul, dacă nu iei titlul, nu existi. Da, și ne mai trebuie 3 puncte, practic, să fim efectiv în divizia A, 5-a. Jucăm din nou cu Juventus. Nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, un share și așa mai departe să creștem acest canal. Și da, mă mir și eu că Juventus încă rezistă și să vedem dacă mai rezistă. Să intrăm în meciuri. Și prima partidă a acestui episod este versus Liverpool. Este pentru prima oară când înfruntăm Liverpool, să vedem ce va ieși. Benteke! Ce gol mi-a dat Benteke! Sau nu este Sturridge, am greșit eu, semăna Benteke. Ah, ce prostie am făcut aici, l-am lăsat. De ce nu am intrat decisiv la el? De ce m-am jucat? Vezi când te joci? Cuadrado. Foarte bine, Cuadrado pe bandă. Cuadrado, trece Cuadrado. Cuadrado, centrare pentru Mandzukic cu capul. Sandro, penalti! Este penalti, nu eram sigur pentru că arbitru n-a arătat punctul cu VAR, însă da, este penalti aici. Pentru o secundă am zis că a dat fault în afara careu, însă clar este în interior Alexandru și... Dybala, trage Dybala, gol! 1-1. Nu m-am uitat deloc la ce făcea portarul, am zis trage direct în stânga. De obicei eu trag central, însă am zis hai să dau în stânga, e mărătat unde să dau, a rămas pe mijloc, foarte bine că am rămas pe mijloc. Mandzukic! Șutul lui Mandzukic peste poartă. Connection has been lost. Oare cine a ieșit? Și reușim să câștigăm un match aiurea, fiindcă el avea conexiune de căcat. În timpul meciului am zis că este lag. Dar reușim să câștigăm, nu mai are rost statistica, fiindcă meciul a fost o vrăjală, practic. Câștigăm titlul, suntem în divizia 5-a, să vedem cu cine am jucat, fiindcă meciul a fost ciudat. 72 cu 89 în francez, da. Vreau să-l bat pe bune, însă dacă i-a picat conexiunea, ce să-ți fac, frate? E, oricum era 1-1. În fine, să intrăm în următoarea partidă. Și revenim pe Juventus Stadium, unde vom înfrunta coșmarul nostru Barcelona, care practic ne-a adus prima înfrângere când jucăm cu Bayern. Să vedem dacă ne va bate încă o dată Barcelona, să sperăm că nu. Dybala, jucătorul dorit de Barcelona, Dybala pentru Khedira, Khedira pentru Cuadrado, scoate Bravo! Pogba în careu, Pogba, trage Pogba, prinde Bravo! Pogba, reține această minge, Pogba, șutul lui Pogba, bară! Și apoi Mandzukic peste poartă într-o poziție bună la 11 metri. Da, mă rog, Pogba tot timpul este cu bara, aproape în fiecare meci. Cuadrado, foarte bine, un doiul cu... Dybala, trage Dybala! Nu! Nu, mi s-a descărcat controllerul! Pogba la minge, Pogba, trece Pogba, Pogba! Pe lângă poartă! Minge pentru Dybala, Dybala pentru Mandzukic, Mandzukic, du-te Mandzukic! Trage Mandzukic peste poartă! Se termină prima repriză, 0-0, o posesie mai bună a noastră, câteva ocazii bune, însă, dar n-am reușit să marcăm. Să sperăm că o va face în a doua repriză. Messi în careu, Messi, Messi, trece Messi, Messi, bară! Uai de Messi, Cania, Messi. Nu, Neymar! Scapă Neymar și trage gol! Nu băgăm eu și pula, ce gol de căcat a dat. Mai bine a intrat șutul lui Messi, căcat. Minge pentru Marchisio, Marchisio! Scoate Bravo! Nu se poate! Hai, fratele meu! Pentru Mandzukic, Mandzukic, pentru Pogba, Pogba, pentru Marchisio! Bară! Ce ghinion, am și ghinion, ca de obicei. Mare ghinion. Vine Pogba.
Trage Pogba, șut, bară, nu se poate. Asta s-a terminat meciul, s-a terminat meciul. Deja când e scriptul activat, nu mai ai nicio șansă. Pula mea. Bară din nou, a treia bară. Morata, gol! A reușit să egalăm pe final. Wow, ce mă bucur, încă o bară era aici, extraordinar. A respins mingea iurea și Morata este acolo. Mingea puțin deviată, dacă duceam bară și asta nebuneam. Și l-avem pe Pogba. Să încercăm cu Pogba. Pogba, Pogba, trage Pogba! Prinde, bravo. Și s-a terminat meciul. Wow, incredibil. Incredibil ce meci. Am evitat înfrângerea care ne scotea practic din calcule. Trebuie să schimbăm echipa. Iată din nou Barcelona un coșmar, însă coșmarul acesta este din cauza scriptului, fiindcă am reușit să evităm înfrângerea. Uitați și voi statistica, nu mai rost să comentez, fiindcă Barcelona a avut super noroc să dea acel gol. Și iată să vedem ce record avea acest băiat Tom Hugh, 44 cu 37 din Franța. Dar îți spun, era pe pozitiv, însă n-am întâlnit un oponent care să aibă victorii foarte multe și câteva înfrângeri sub 10, zic așa, și 20-30 de victorii. Sunt curios cum vor decurge acele meciuri, dar probabil vor fi în diviziile superioare de la 3 în sus, sau dacă nu vor fi, înseamnă că ambulant. Și revenim pe Juventus Stadium, unde întâlnim un adversar surpriză, Schalke 04. Da, sunt curios cum va decurge această partidă. Să sperăm că vom defila în acest meci, mai ales după meciurile care le-am avut. Astăzi n-am câștigat efectiv un meci. Mandzukic, trage Mandzukic, respinge Farman. Minge pentru Pogba. Pogba, trage Pogba, pe mijlocul porții, respinge Farman greșit. Nu mă așteptam, gol. Mandzukic, ce greșeală face Farman. Cum să lași mingea așa să treacă? Am înțeles că o fi un șut puternic al lui Pogba, dar nici chiar așa, iată ce parada iurea. Însă este un gol, asta contează. Minge pentru Dybala, 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 Dybala intră în careu, Dybala încă o dată, Dybala, șut deviat de Mandzukic, de cine a fost acolo, Marchisio, nu se poate, ce fază. Minge pentru Dybala, Dybala, Dybala intră în careu, Dybala, 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 pasează pentru Mandzukic, bară Mandzukic, Mandzukic, reușește să înscrie până la urmă. Ce fază. Pasă foarte bună aici, bară din careu mic, senzațional, dacă rata acolo nebuneam. Wow, Mandzukic din nou. Cuadrado, scapă pe bandă, Cuadrado. Cuadrado, va centra pentru Mandzukic, Canciaco foarte că acolo. Iată ce minge deviată la Dybala, trage Dybala, bară, trage Pogba. Și este gol, wow. Ce fază, încă o bară. Senzațional. Nici n-avea cum să-l mai zic aici gol ceva, că dacă rata aici Pogba nebuneam. 3-0. Pogba pentru Manzu. Marchisio, este Marchisio. Trage, scoate Farman. Și este pauză și probabil acest jucător va ieși. Cel mai probabil. Pentru că așa se întâmplă în FIFA. Dacă nu ești bun, ieși. Vedeți? Din păcate nimeni nu mai joacă. Pe vremuri lumea juca până lua 6, 7, 8, 0. Dar asta nu se mai întâmplă. Niciun șut pe poartă, normal că ai și băiatul. Să vedem ce record avea Stanislav. 108 cu 178. Bulgaria. 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 Da. Ce să spun, a fost un episod interesant în care primele două meciuri nu arăși să le câștigăm. Chit că l-am câștigat pe primul, era 1-1 când a ieșit. Probabil că reușeam să câștig, probabil zic eu, pentru că oponentul nu era cine știe ce, însă, da, asta a fost să fie două victorii și un egal. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Și da, eu sunt Alex aka DJ Clatu și noi ne auzim episodul următor. Ciao!